După o săptămână și ceva de spitalizare aici la Spitalul de Arși, medicii au declarat-o decedată pe Oana Albu ieri dimineață la ora 7. Medicii au spus că nu au putut face nimic timp de o săptămână și ceva cât au ținut-o internată aici. Nu au putut interveni chirurgical din cauza rănilor foarte grave pe care le avea. Avea arsuri pe 75% din suprafața corpului. Așa a ajuns aici după ce a fost transferată de la un spital din Iași. În urmă cu 3 săptămâni, soțul său a incendiat-o cu intenție. Se certaseră după ce bărbatul ar fi consumat mai multe pahare de vin. Acesta a fost arestat pentru 29 de zile și probabil că acum procurorii de acolo vor schimba încadrarea juridică. Mihaela? Îți mulțumim. După o săptămână și ceva de spitalizare aici la Spitalul de Arși, medicii au declarat-o decedată pe Oana Albu ieri dimineață la ora 7. Medicii au spus că nu au putut face nimic timp de o săptămână și ceva cât au ținut-o internată aici. Nu au putut interveni chirurgical din cauza rănilor foarte grave pe care le avea. Avea arsuri pe 75% din suprafața corpului. Așa a ajuns aici după ce a fost transferată de la un spital din Iași. În urmă cu 3 săptămâni, soțul său a incendiat-o cu intenție. Se certaseră după ce bărbatul ar fi consumat mai multe pahare de vin. Acesta a fost arestat pentru 29 de zile și probabil că acum procurorii de acolo vor schimba încadrarea juridică. Mihaela? Îți mulțumesc.